văzând la felul în care conduceai tu antrenamentele, cum ne obligai să fim cu camerele pornite, să fie bine poziționate camerele, cum foloseam gesturile, cum eram atenți la mimica oamenilor în ședințe. Cred că e mult spus să vă obligam, vă ceream. Nu, tu ne obligai. Tu, adică poți să zici ce vrei tu, dar zic eu. Dacă vreți un antrenor care să vă dea șuturi în fund, cu siguranță atunci e Ovidiu. Tu ești un antrenor plăcut în sensul de nice. Nu, când e ceva, trebuie să se întâmple, când trebuie să facem, se face. Și când e să cer ceva, cer. Și nu contează cine este în fața ta, nu contează că omul are poate 40 de milioane de cifre de afaceri. Tu ești antrenorul acolo și antrenorul trebuie să ceară și de la Ronaldo și de la orice alt jucător performanță. Și asta este un avantaj. Deci da, ne-ai obligat în multe contexte la multe lucruri care ne scoteau din zona de confort. Și practic vreau să închei spunând că tot contextul acesta a fost un context de disconfort, dar disconfortul acesta creează creștere până la urmă.